Domnule președinte, detașamentul de onoare, constituit în cinstea sosirii dumneavoastră, vă prezintă onorul. Sunt șeful statului major al forțelor terestre, general locotenent Marin. Se intonează imnul național al României. Se oficiază serviciul religios. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate cele sprângăie orule, și te-nzo.
Pentru toate binefacerile ce au fost asupra poporului român în cei 165 de ani de la 1.4 și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși cătând înaintea ta îți mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire te-ai împredicit pe aceștia să li se plinească cererile lor. Așa și de acum înainte împredicești iar pur îndreaptă credință, dragoste către tine, către aproapele și într-o toate faptele cele bune și adăugute ale tale binefacere, împreună cu toți credincioșii tăi, mântuiește-ne pe noi pe toți de toată rea întâmplare, dorește-ne nouă pace și liniște. Dă Doamne, dragătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță, înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care îl luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletește ai poporului tău Duhul de pătări de tine, pe care i-ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Din suflă ostașilor noștri, bărbăția și chitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară, iar pe noi pe toți ne îmbrădișești să sporim în toate faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Auzi-ne pe noi, Doamne, precum ai auzit cu bine rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne îmbrădișește pe noi, pe toți, ca totdeauna să-ți aducem mulțumire, cele prea bune să grăim și să scântăm ție celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață Păcătorului Tău, Dumnezeul cel slăvit într-o ființă, acum și pururea și vecii Sfinților, Sfinților noștri,
atașament drept, acoperit Urmează ceremonia de decorare a drapelelor de luptă ale Statului Major al Forțelor Terestre și Diviziei 2 Infanterie Jessica. Drapele, pentru onoare înainte, prezentați drapelele de luptă în fața formației. Gata înainte! Marș! Adresăm invitația domnului Gheorghe Angelescu, consilier de stat în cadrul administrației prezidențiale, să dea citire decretelor prezidențiale de decorare a drapelor de luptă ale Statului Major al Forțelor Terestre și Diviziei 2 Infanterie Jetica. Președintele României decretează, cu prilejul aniversării Zilei Unirii Principatelor Române, în semn de apreciere a rezultatelor deosebite obținute de personalul unității în îndeplinirea misiunilor specifice, pentru contribuția adusă la promovarea imaginilor Armatei României, se conferă Ordinul Național, Serviciu Credincios în grad de cavaler, cu un semn de pace pentru militari, drapelul de luptă al Statului Major al Forțelor Terestre. Excelența sa, domnul Claus Werner Iohannis, președintele României, decorează drapelul de luptă al Statului Major al Forțelor Terestre. Se conferă Ordinul Național pentru Merit, în grad de comandor, cu un semn de pace pentru militar, drapelului de luptă al Diviziei 2 Infanterie Jetica. Excelența sa, domnul Claus Werner Iohannis, președintele României, decorează drapelul de luptă al Diviziei 2 Infanterie Jetica. Servim patria! Drapelele de luptă în formație! Gardă înainte! Adresăm rugămintea excelenței sale, domnul Claus Werner Iohannis, președintele României, să ia cuvântul. Silviu. Domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri, Silviu. Doamnelor și Silviu. Domnilor parlamentari, stimați invitați, dragi români, marcăm astăzi 165 de ani de la momentul fondator al României moderne. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei și al țării românești a realizat unirea de facto a celor două principate și a reprezentat deschiderea unui drum irreversibil. Acesta a fost pasul esențial care a făcut posibil idealul nostru național, unitatea tuturor românilor, desăvârșit prin Marea Unire de la Alba Iulia din 1918.
Unirea celor două principate române într-un singur stat a fost realizată prin renunțarea la urmări politice, în mod exemplar de a pune interesul poporului deasupra intereselor personale. S-au făcut la acea vreme eforturi diplomatice majore și a existat o susținere financiară de o amploare impresionantă prin implicarea activă a marilor personalități ale vremii care au militat pentru idealurile Unirii în afara granițelor și au pledat cu îndârjire cauza națională în fața marilor puteri. Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Dumitru și Ion Cebrătianu, frații Golescu, Mihail Cocălnicianu, Vasile Alexandrii, Cea Rosetti, Barbu Catargiu și Costache Negri sunt printre figurile proeminente cu o contribuție semnificativă la transformarea în realitate a visului Unirii și la consolidarea conștiinței naționale. Prin hotărârea lor, prin iscusința de a găsi soluții politice originale, au reușit să obțină acordul marilor puteri care, puse în fața faptului împlinit, nu s-au mai putut împotrivi voinței unui popor care își dorea cu orice preț unirea. Entuziasmul cu care a fost primită vestea dublei alegeri în cele două principate reprezintă cea mai bună confirmare a faptului că unirea nu a fost doar un ideal al liderilor politici, ci și o dorință puternic înrădăcinată în sufletele românilor. Iar meritul elitelor vremii a fost că au înțeles aceste aspirații ale poporului. Fără temelia clădită de Alexandru Ioan Cuza, nu ar fi putut deveni realitate statul român modern. Noul domnitor și-a asumat dezideratele pașoptiste, a înfăptuit reformele mult așteptate de românii de pe ambele maluri ale Milcovului și a pus bazele instituțiilor moderne de tip european. În doar câțiva ani de domnie, Cuza a promovat un sistem de educație pe trei niveluri care introducea obligativitatea și gratuitatea școlii primare, a elaborat un nou cod civil și un nou cod penal, a împroprietărit și emancipat țăranii, a reformat sistemul judiciar și pe cel fiscal, a reorganizat administrația și a modernizat armata. Totodată, în această perioadă au fost înființate și primele universități moderne din România, la Iași în 1860 și la București în 1864. Doamnelor și domnilor, această aniversare nu este doar un moment retrospectiv, ci și o oportunitate de a ne inspira din lecțiile valoroase ale trecutului pentru a proiecta un viitor mai bun pentru națiunea noastră. Decizia istorică de la 24 ianuarie 1859 a fost o alegere conștientă a parcursului nostru colectiv. În spiritul solidarității, românii din cele două principate au demonstrat atunci că unitatea este forța care transcede orice provocare. Contextul internațional din acele vremuri a fost unul dificil, însă clasa politică i-a dat cu inteligență și curaj un răspuns pe măsură, plasând țara deasupra intereselor personale sau de partid. Anul 2024 are la rândul său o încărcătură deosebită, fiind anul în care alegerile pentru care suntem chemați la urne vor modela România de mâine. Într-o lume contemporană, plină de provocări, este esențial să ne exercităm cu responsabilitate dreptul nostru democratic de a alege politicienii care să servească cu devotament națiunea, la fel cum au făcut și înaintașii noștri. În 1859, condițiile geopolitice erau dificile, iar populația avea aspirații legitime. Astăzi, când Europa și întreaga lume se confruntă din nou cu provocări multiple,
Cetățenii așteaptă de la politicieni o direcție clară și fără echivoc, care să mențină nealterată direcția către prosperitate, dezvoltare și modernizare pe care s-a angajat România. Statutul de membru NATO și atașamentul ferm față de valorile euroatlantice ne oferă acum cele mai solide garanții de securitate posibile. În același timp, România este un veritabil pilon de stabilitate într-o zonă marcată de turbulențe accentuate. O economie solidă, fiind angrenată într-un amplu proces de reformă a marilor sisteme publice. Toate aceste mari proiecte de anvergură trebuie continuate și de aceea este important să conștientizăm că deciziile pe care le vom lua în acest an electoral vor influența cursul țării noastre. Iar fiecare vot reprezintă un angajament profund față de viitorul nostru comun. Doamnelor, domnilor, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin loialitate față de țară, rămâne un lider excepțional, un exemplu demn de urmat. Contribuțiile sale au transformat societatea și au adus un real progres în așezarea și funcționarea statului român modern. Realizările acestuia trebuie să reprezinte o veritabilă sursă de inspirație și o motivație pentru clasa politică actuală, îndeosebi în perioada următoare, pentru a continua eforturile reformatoare și de dezvoltare a țării. Ziua Unirii Principatelor Române ne reamintește de spiritul vizionar și de curajul înaintașilor noștri care au îndeplinit acest ideal național. Să privim cu încredere către viitor, acordându-ne în principiile și acordându-ne în principiile și valorile europene care ne unesc și ne ajută să putem depăși orice crize și provocări. Pentru că sunt moștenitor, continuator și apărător ai valorilor care au condus la unirea principatelor, cu prilejul acestei sărbători naționale, am decis să decorez drapelul de luptă al diviziei Getica și drapelul de luptă al statului major al forțelor terestre. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor, oriunde s-ar afla. Adresăm invitația prim-ministrului României, domnul Ion Marcel Ciolacu, să ia cuvântul. Domnule președinte al României, domnule ministru al Apărării Naționale, domnilor și domnilor parlamentari și miniștri, stimați invitați, dragi români, ne aflăm astăzi la mormântul ostașului necunoscut, într-o zi simbol a istoriei poporului român. O zi care, la 165 de ani distanță, ne transmite la fel de puternic forța valorilor care ne definesc ca națiuni. O zi care ne dă ocazia de a onora efortul și sacrificiile românilor care au luptat pentru idealurile noastre comune, unitate și suveranitate. În toate momentele de cumpănă ale țării, poporul român a fost de fiecare dată capabil de eforturi naționale uriașe. Când totul părea împotrivă, românii au demonstrat o solidaritate impresionantă în fața provocărilor și a amenințărilor. Au arătat că știu să fie uniți și determinați în realizarea unui interes național comun. Iar unirea, așa cum am văzut-o înaintașii noștri, reprezintă simbolul puterii noastre colective.
a capacității noastre de a depăși obstacolele și de a construi împreună un viitor mai bun. Datoria noastră este să-i omagiem azi pe cei care au contribuit la realizarea acestei ideale. Oameni obișnuiți și lideri luminați deopotrivă, care au avut viziunea de a-și uni forțele pentru binele comun. Sărbătorind Ziua Unirii, suntem însă datori să reafirmăm responsabilitatea noastră față de generațiile viitoare și să înțelegem că rolul nostru ca lideri politici este în viziunea noastră tuturor, cu toate că avem și păreri diferite, de a genera coeziune și unitate și nu diviziune socială. Trebuie să lucrăm împreună, tocmai pentru ceea ce ne definește ca națiune, ne păstrează valori, ne oferă o viață mai bună și un viitor plin de speranță copiilor noștri. Doar așa demonstrăm că luptăm pentru România. Îmi doresc ca spiritul acestui loc sacru, mormântul ostașului necunoscut, să ne inspire și să ne amintească întotdeauna că, indiferent de provocări, suntem mai puternici atunci când suntem uniți. Uniți într-o țară stabilă, politic și economic, în care niciun cetățean să nu se simtă lăsat în urmă. Uniți într-o Românie respectată pe plan extern, care să-și apere cu tărie interesele. Uniți putem privi cu încredere spre viitor, conștienți că putem depăși orice provocare atunci când suntem solidari. La mulți ani, dragi români, la mulți ani, România! Urmează ceremonia depunerii de coroane de flori la mormântul ostașului necunoscut. Detașament, vreți? Pentru onor înainte, prezentați! Depune o coroană de flori, excelența sa, domnul Claus Werner Iohannis, președintele României.
României. Constituirea dispozitivului de defilare pentru prezentarea onorului la mormântul ostașului necunoscut. Stașele la omăr! Arm! Cinci pași înainte! Marș! Thank you.
Zirov. Pentru dedicare, cu onorul spre dreapta, înainte, marș! Silvio!